în papucii altuia. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală clasa 7 a șaptea. Ați încălțat vreodată papucii altcuiva? Poate papucii mamei, ai tatălui, ai surorii sau ai fratelui. Cum au fost papucii împrumutați? Mai mici, mai mari, potriviți? Care au fost motivele pentru care ați încălțat acei papuci? Poate ați vrut să vedeți dacă vi se potrivește mărimea, dacă vă vine bine modelul, a trebuit să ieșiți rapid din casă și nu ați avut la îndemână pantofi de-ai voștri? Ce alte motive ați avut? Ați invitat vreodată pe altcineva să se pună în locul vostru, în papucii voștri, să intre în pielea voastră? Sau poate altcineva va a invitat să vă puneți în papucii lui, în locul lui sau în pielea lui? Ce semnificație au aceste expresii și de ce le folosim? Ce ar putea însemna expresia a te pune în papucii altuia? De regulă folosim aceste expresii când întâmpinăm o dificultate sau suntem supărați și avem nevoie ca ceilalți să înțeleagă ce simțim, ce gândim și de ce reacționăm într-un anumit fel. Căutăm persoane care să aibă capacitatea de a se pune în locul nostru pentru a ne înțelege. Abilitatea de a te transpune în locul celuilalt, de a înțelege gândurile, credințele, valorile și comportamentul, de a simți emoțiile unei alte persoane se numește empatie. Deci a te pune în papucii sau în locul altcuiva, expresii pe care le folosim și le auzim deseori în jurul nostru, înseamnă o invitație spre a fi empatic. Empatia este o abilitate care prin exersare se poate învăța. Să presupunem că ești în următoarele situații. Ai luat o notă mică. Te-ai certat cu prietenul tău cel mai bun. Vei pleca într-o excursie. Ți-ai uitat caietul de teme acasă și vei fi verificat sau verificată. Ai primit cadoul pe care ți l-ai dorit de multă vreme. Ce ți-ar plăcea să facă sau să-ți spună prietenii în aceste situații? Ce ți-ar plăcea să-ți spună când ești trist? Sau tristă, când te simți rănit sau rănită, dar când ești bucuros sau bucuroasă. Cum îți dai seama dacă cineva este vesel sau trist? Ce îi spui și ce faci pentru a-i arăta grija ta atunci când are nevoie de tine? Cum îți înveselești prietenii când aceștia se simt triști? Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă empatia și cum este să fii în papucii altcuiva, vă propun următorul exercițiu. Faceți atâtea bilețele câți elevi sunteți în clasă. Pe fiecare bilețel scrieți un număr de la 1 până la numărul care corespunde numărului de elevi din clasa voastră. Împăturați bine biletul astfel încât să nu se vadă ce număr ascunde. Așezați bilețelele într-o cutie pe care o aveți la îndemână în clasă sau puteți confecționa un con de hârtie. Acum, fiecare dintre voi va extrage din cutie câte un bilet și va spune celorlalți colegi care este numărul extras. Ce va trebui să faceți? Din colecția mea de pantofi, va trebui să găsiți pantofii cu numărul care corespunde numărului de pe biletul vostru. Ați reușit să îi identificați? Vă invit să vă imaginați că încălțați papucii care corespund numărului vostru, devenind astfel papucii voștri imaginari. Acum închideți ochii pentru câteva secunde și imaginați-vă cum arată persoana, căreia îi aparțin acei pantofi, cum se comportă, ce simte și cum gândește. Cu ce probleme s-ar putea confrunta? Încercați să vă gândiți dacă este copil sau adult, dacă are un loc de muncă, dacă are familie, dacă are unde locuii, dacă are prieteni, dacă este vesel sau trist și așa mai departe. Ce ați spune proprietarului papucilor voștri imaginari pentru a-l ajuta să depășească mai ușor situația dificilă cu care se confruntă? Acum deschideți ochii și încercați să vă transpuneți în locul persoanei care ar purta acei pantofi. Ce gândiți? Cum vă simțiți? Ridicați-vă, faceți câțiva pași și interacționați cu colegii voștri fiind în papucii imaginari. Sunt convinsă că v-ați descurcat foarte bine la exercițiile anterioare. Acum, reintrați în papucii voștri și gândiți-vă la o situație reală din viața voastră în care cineva a fost empatic cu voi atunci când ați fost într-o situație grea sau neplăcută. Cum v-ați simțit știind că există persoane care vă înțeleg și sunt alături de voi pentru a vă oferi sprijinul lor? Voi ați fost empatici cu alte persoane când au avut nevoie? A fost dificil pentru voi să fiți să fiți în papucii persoanei respective? Cum v-ați simțit? Cum a reacționat persoana respectivă la gestul vostru? Abilitatea de a fi empatic, de a te pune în papuci altuia, reprezintă o foarte bună oportunitate de a fi și de a arăta că ești alături de cei din jurul tău, care au nevoie de ajutor, înțelegere și suport. Empatia este o bună modalitate de a te îmbogăți din punct de vedere emoțional, al relațiilor cu ceilalți și al experiențelor pe care le trăiești alături de cei față de care ești empatic.